Ne-am întors la emisiune. Domnul Gheorghe, discutam în prima parte și pe timpul pauzei. Care ar fi momentul cel mai bun să valorifici ceea ce obții? Dacă obții, că știți bine, se Ferbierul spune așa, domne, sau unul corect spune așa, domne, deci eu am obținut ceva în momentul în care are contul plin. Alimentat. Eu nu spun plin, că e mai greu cu plinul ăsta. Nici în momentul ăsta nu pot să spun, domne, am grâu, am morz, am. Deci este doar o plantă acolo, vom vedea până la recoltat ce va fi. Haideți să ne întoarcem la porumb. Deci a spus 140-150, spuneți că sunt probleme cu porumbul pentru că practic nu există atât de mulți cumpărători, vedem că zootehnia de fapt sectorul suin, de fapt asta e piața de credit implicit. Și revenind aici la porumb, trebuie să mai spunem un lucru. Toată lumea stă ațintită în acest moment pe ceea ce se întâmplă în America de Sud și pe cum se însămânțează în Statele Unite. Nu se uită nimeni la Uniunea Europeană deocamdată, pentru că nu este furnizor de porumb. Da, el este importator net, de milioane de tone. Așa. Încă nu se uită nimeni la Ucraina, de ei au început sezonul de tăvăleală, dacă îmi permiteți expresia, în care, voi, nu o să facem, ba da, prieteni, o să faceți. O să faceți ca anul trecut 30 de milioane de tone, lejer. În schimb, trebuie să înțelegem un lucru. Porumbul a început să aibă, să zicem, un mandat de pentru biodiesel mult mai pronunțat în America de Sud. Brazilia, de exemplu, crește de la 14% la 15%, urmând să ajungă la 20% până în 2027, dacă nu mă înșel. Cu alte cuvinte, a dispărut trestia de zahăr, că ei erau pe etanol. Ceva trec pe porumb. Să vă dau o veste. Brazilia va introduce în circuitul agricol 28 de milioane de hectare în următorii 50 ani. De unde provin astea? Nu defrișează. Tocmai că nu defrișează, convertesc pășunile. Au mai făcut odată acest exercițiu și au dus 14 milioane de hectare în perioada 2000-2010. Mai fac odată exercițiul ăsta și vor aduce 28 de milioane. Asta înseamnă un exces. Stați o clipă, bună, a renunțat. El este furnizor și de carne de vită puternic. E loc. Deci vorbim de... Adică trebuie pe complexele industriale, noi le reducem. Porumbul... Noi reducem că sunt protoxizi de azot, vai doamne, cum sparge stratul de ozon și ei își măresc capacitățile. Da. Și noi scoatem un hectar din... Așa că trebuie să fim mai eco și o să... Da. Pentru că această suprafață nu va genera nici mai mult, nici mai puțin decât 170 de milioane de tone de porumb pe randamentul lor local sau 100 de milioane de tone de soia. Și ia câte, cum ar fi etanolul produs. Exact. Și de ce, unde se merge acest porumb? Da, revenind acum, porumbul stă pe o platformă astăzi în care toată lumea nu știe încotro să o ia. Fondurile sunt supraexpuse short. Deci au pariat pe scădere. Uh-huh. În Chicago Board of Trade avem o poziție net short, ca așa se numește poziția, da, de 279.000 de loturi. Un lot de porumb are 127 de tone. Gândiți-vă, dacă îi dăm un factor de multiplicare, cât de mult porumb este expus acolo, în pariu pe scădere. Da? Adică nu cumpără nimeni. Cum? Nu cumpără nimeni, nu mișcă nimeni. Nu, nu. Nu-l mișcă. Nu-l mișcă, au rămas fondurile poziționate cu gândul că va scădea marfa. Deci ei efectiv au vândut, da, și așteaptă să cumpere, să repună pozițiile la loc când nivelul indicației va mai scădea. Cam așa se întâmplă. Și nu se întâmplă. Încă nu se întâmplă. Toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă în Statele Unite, toată lumea așteaptă să vadă vremea cum gestionează în America de Sud. Deci e o ghicitoare astăzi, da, porumbul. Și de ce nu și în Ucraina? Pentru că până una alta a fost furnizorul numărul 1 de porumb al pe Europei. 9,2 milioane de tone au trimis până acum în Uniunea Europeană. Extraordinar de mult, aș putea spune. Cam prea mult. Brazilia e undeva codașe cu doar 2,7 milioane de tone. Și Brazilia este exportatorul numărul 1 de mărfuri agroalimentare în Europa. Dar mai e ceva. Și vă rog să-mi permiteți această paranteză. Lumea se uită la prețul materiei prime, se uită la cât face ăla, cât face ăla, dar uită să se uite geopolitic în lume ce se întâmplă. Avem o axă. Rusia, China, Iran. BRICS. Da, băieții din BRICS. Și băieții ăștia, în următorii 5 ani, credeți-mă că o să gestioneze, și când spun gestioneze, înseamnă că o să ocupe și o să managerieze fluxurile comerciale. De ce? Dacă Rusia ia Odessa, da, controlează 70-80% din Marea Neagră. Jos, după ce treci de canalul de Suez, avem grupul de băieți vesel Huti, care gestionează strâmtoarea Bab el-Mandeb. Da? Iranul, dacă închide strâmtoarea Hormuz, a blocat tot petrolul care pleacă din Irak, Kuwait, Emirate,
Da? Și să vedem atunci prețul la petrol. Iar China, care până acum a stat așa sfioasă, mai arată și ea pisica cu Taiwanul, dacă ocupă Marea Chinei de Sud, blochează comercial Filipine, blochează comercial Malaezia, Indonezia și Australia. Și atunci o să vedem cum ei vor gestiona toate fluxurile comerciale din lumea asta, pentru că pe acolo merg 70-80% din mărfuri, inclusiv spre Asia. Haideți să ne întoarcem la orz. De frumos doar ceea un ce pic, spuneți. Doar un pic. Politică, da. Deci geopolitică așa este. Deci dar sunt doar momente... un pic și un minut și termin, mă rog, și da, toată argumentația. Iar Brazilia este jolly jokerul de serviciu, pentru că Brazilia aprovizionează cu porumb China, aprovizionează cu soia China, cu porumb Iranul, da? La rândul ei primește îngrășăminte din Rusia și uitați cum toată lumea începe să joace altfel, pentru că Rusia trimite grâu în China, Rusia trimite ulei de floarea soarelui în China, Rusia va trimite ulei de rapiță în China. Și uitați cum se strâng. Și mai sunt grupul săracilor din BRICS, ăia până la 40, care au nevoie de mâncare. Africa Centrală, Orientul Mijlociu și am închis paranteza. Nimeni nu vrea să se gândească la asta. Ba da, eu cred că au luat în calcul și apropierea asta de Ucraina, asta a însemnat ca să conteze din punct de vedere agroalimentar Europa, că vă imaginați, 40 de milioane de hectare lângă ceea ce are Europa astăzi, înseamnă la ora actuală, ar însemna la ora actuală exportatorul numărul 1 pe departe. Da, dar întreb... Din punct de vedere al mărfurilor agroalimentare. Brazilia a detronat Statele Unite în exportul de porumb și de soia. Ce o să facem noi de acum încolo? Pentru că popoarele sărace trăiesc peste tot și oamenii sărace trăiesc peste tot în lumea asta. Iar băieții ăia din BRICS vor controla efectiv mâncarea. Da, dar nu trebuie să uităm că Brazilia a reușit să facă acest lucru pentru că este beneficiară unor producții interesante de trestie de zahăr, din care fac etanol. Știți că 70% din autoturismele lor, mașinile, transportul lor rutier, 70% funcționează pe etanol. Toate marile companii producătoare de autoturisme sunt prezente acolo. Evident, o să vedeți GOL, nu Golf, o să vedeți GOL alimentat cu acest alcool, că de fapt este un alcool cu care funcționează. Au tehnologia cea mai bună, deci cu randamentul cel mai bun de utilizare a acestui etanol în transport. Și având această capacitate, evident că rămâne soia, rămâne porumbul, motiv pentru care Statele Unite a rămas în urmă. Au vrut să cumpere această tehnologie din Brazilia, dar n-au reușit până acum. Deci ea cred că este un schimb. Este un schimb de tort, un schimb de piețe, un schimb de mese. Și ea zice că e un schimb politic la un final, pentru că evident, Lula da Silva a fost cel care a generat apropierea de BRICS. Cum, în contradicție cu el, Javier Milei a spus că el vrea să intre în NATO. Uitați paradox aici. După ce s-au caftit cu englezii în Malvine, acum Argentina dorește altceva. Da, vă dați seama că la ora actuală jocul ăsta geopolitic este numai o ruletă rusească, să știi cine pune pistolul și cine apasă pe trăgaci. Deci astăzi lumea este într-o centripetă, centrifugă, deci e o mișcare browniană în care nu-ți dai seama în ce direcție... Dacă controlezi fluxul comercial și hrana, e ca o armă. Da. Știți, cred că prin... În trecutul, hai să zic, nu foarte recent, au existat trei etape cu privire la controlul acestui flux alimentar. Deci a fost controlul Imperiului Britanic, prin care luau mirodenii că le plăteau, nu le plăteau, nici nu mai comentăm asupra faptului. Onorabila companie Indilor de Vest. Așa, deci controlau alimentele din țările respective. Apoi a fost perioada anilor 50-70, când s-a făcut Revoluția Verde, adică să blocheze expansiunea comunismului în statele riverane Rusiei, și aici ne referim la India, unde știți foarte bine că ei s-au salvat cu acest grâu ameliorat genetic, fiind unul dintre mari consumatori de grâu ai lumii. Care sunt probleme astăzi. Așa. Pe de altă parte, a existat semnătura lui Reagan când a dat din domeniul public, a trimis cercetarea pe ameliorarea plantelor către companiile private și au apărut aceste multinaționale pe care le vedeți și le îndrăgiți,
cu probleme deosebite, și aici mă refer la Monsanto, că atâta timp cât a utilizat glifosatul în Statele Unite, erau, nu erau acele procese judecate, plătite, nu știu ce, cum a cumpărat Bayer-ul? Bayer-ul plătește an de an miliarde pentru despăgubiri date de judecători americani în povestea asta, deci ia cât un alt șoc. Apoi a fost momentul în care au apărut aceste inovări. Și atunci Europa trebuie să fie prezentă dacă vrea să controleze, corect, cum spuneați dumneavoastră, să mai controleze ceva, pentru că este exportatorul numărul 1 de produse agroalimentare de calitate deosebită și este importatorul numărul 1 de mărfuri. Adică importator în sensul că e plătitorul numărul 1. Deci un plătitor mai bun decât Europa nu există în altă parte. Și motivul ăsta, sigur, este ceea ce spunea și dumneavoastră mai devreme. Dacă nu suntem atenți acum, așa putem este, plăti cu mai două târziu. Amendamente. Vă rog. Că lumea e bine să cunoască istoria. Glifosatul este rezultatul direct al invenției americane, care dorea nu altceva decât să puștiască pădurile din Vietnam, să-i scoată pe vietnamezi de acolo. Iar faimosul PH3, da, care se numește fosforul de aluminiu, nu este altceva decât identic substanța Ziclon B produs în Germania pe timpul lagărilor naziste. Ca să clarificăm, istoria nu face altceva decât schimbă etape, nume, refurbished, adică cum se spune. Da, depinde, da? Cum furnizează informația. Exact. Depinde pe, da, ce parte. Dacă o dai pe pozitiv, atunci lumea e, da, liniștită. Ai dat-o cum pe și negativ. Azotatul de amoniu, da, a fost folosit ca exploziv în timpul războiului al doilea mondial. Aveau munți în Georgia. Ce facem cu el? Îngrășăm, da, în oameni buni. Da. Deci, da. Haideți să ne întoarcem puțin, da, la ceea ce înseamnă piața produselor oleaginoase, floarea soarelui, rapid. Cum o vedeți dumneavoastră? Trebuie să știți că în acest moment floarea soarelui are un spike, adică o creștere de preț, de indicație, pentru că rușii au deteriorat, ca să nu spunem altfel, o unitate de procesare aflată în Pivdeni, în Odessa, da? Aparținând unui trust din Singapore, Wilmar se numește. Și acest lucru a creat emoții, acel headline. Da? A urcat prețul uleiului brut cu $20, a urcat nivelul de preț al semințelor de floarea soarelui, astfel încât acum avem niște premize mult mai bune față de acum două săptămâni în ceea ce privește prețul pentru recolta nouă. Uh-huh. Însă România, la cum se vede astăzi, va avea un surplus față de sezonul precedent de circa 600.000 de tone, cel puțin. Asta înseamnă că vom avea suficiență. Și asta va induce o stare de relaxare pe măsură ce timpul va trece și va cauționa starea de vegetație a recoltelor. Firește că dacă vine o căldură de aia de omoară tot, s-a terminat și anul ăsta cu floarea soarelui. Însă premizele în acest moment sunt pentru, nu știu, 2,7-2,8 milioane de tone, suficient pentru noi, la nivel local. Vom adăposti practic și cererea intracomunitară, va lua toată lumea de aici, Bulgaria se va adăpa la propriu de România, pentru că au capacitate foarte ridicată de procesare, însă nivelul de astăzi de preț este undeva în jurul valorii de 370, poate 375 de dolari pe tona de marfă dusă la unitatea de procesare, cu amendamentul că în Bulgaria se practică niște niveluri mult mai ridicate de preț, pentru că iau o producție mult mai redusă față de capacitatea de procesare. E cam 1,7-1,8 milioane de tone producție și procesare cam 2,8 milioane. Deci au nevoie de marfă. De marfă, din Ucraina nu poate să ia. Știm cu toții. Nu, în Ucraina oricum și pătim de pace. Luai ulei, uleiul brut. Uleiul, da. Acum cu interdicțiile, semințe, da. Nu mai iei semințe nici din Ucraina. România nu poate să ia, astfel încât ei plătesc niște niveluri mai ridicate, cu circa 40 de dolari pe tonă sau poate și mai bine, dar atenție, în diferența asta cum de preț... Cum stă India cu uleiurile? Uleiul în India, trebuie să știți că a scăzut ca și pondere, pentru că au importat enorm de mult din originea Rusia, fraților, placa lor turnantă, da? Că Rusia trimite, revin un pic la greu ca să înțelegem de ce, da, India e placa turnantă. India a declarat zilele precedente că nu mai au rezervă de stat decât 7-8 milioane. Au luat ei cu chiu cu vai după piața. Ce? 7-8 milioane? Grâu. 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 Au luat cu chiu cu vai până la 12 milioane și a spus că nu mai au de unde să ia. Acum se creează două premize, una falsă și una adevărată. Ori e adevărat și o să importe grâu, ori e fals și o să fie placă turnantă pentru grâu rusesc care să-l răspândească regional în jurul lor. La nivel de ulei de floarea soarelui, să știți că au scăzut și indienii achiziția, pentru că în acest moment sunt, să zicem, acoperiți, aproape sătui. Rusia îi giftuie efectiv la prețuri de 960 de dolari pe tonă livrat în India, ceea ce este aproape identic cu prețul în Six Ports, adică nordul Europei, unde avem 975 de dolari. Și mai mult decât atât, India tot timpul variază. Pleacă când îi convine uleiul de floarea soarelui. Ia ulei de floarea soarelui când îi convine uleiul de soia. Ia ulei de soia, uh-huh, când îi convine uleiul de palmier. Ia ulei de palmier. Deci
Da, dar presiunea consumului se simte pe piață. Se simte, dar la noi, știți cum e, băltește de ulei ucrainean. Pentru că Ucraina, fiind scoasă din aceste destinații, îl basculează în Uniunea Europeană, efectiv. De aceea există această presiune. De aceea prețul semințelor a scăzut atât de mult. Plecând de la, dacă ne aducem aminte, sezonul precedent, undeva în jurul valorii, înainte de recoltă, să zicem, 525, poate 550, hai să zicem 575, azi avem această indicație. Iar faptul că noi vom avea circa 6.000 de tone în plus, s-ar putea, dacă lucrurile merg bine, numai dacă merg bine, ca acest nivel să fie și mai scăzut. Nu-mi doresc să fie mai scăzut, logic că ai cheltuieli, da, pe hectarul de floare soarele să-l înființezi, însă s-ar putea, cu aportul vremii, și acum spun ceva rău, dacă vremea este nefavorabilă, să vedem niveluri de 400, 420, 425 de dolari pe tona de semințe de floarea soarelui. Că nu avem altă opțiune. Noi nu putem importa decât ulei brut din Ucraina și cam atât. Semințe sub nicio formă. Deci asta okay. Se întâmplă acum. La rapiță, în schimb, avem acel parametru numit premium sau basis, adică diferența față de indicația MATIF august 2024. Că astăzi este statutată în jurul valorii de minus 25, minus 30 pentru portul Constanța, minus 35, să spunem, pentru unitățile de procesare din România. E, dacă noi avem această, să zicem, acest deficit în recoltă față de anul precedent, s-ar putea să vedem cu concursul larg al Uniunii Europene, care are un nivel de producție mult mai scăzut față de anul precedent, da, și cu concursul vremii din Polonia, s-ar putea să vedem că acest premium crește, dar crește de la negativ spre pozitiv, deci el se micșorează în fapt, și s-ar putea să vedem minus 20, minus 15 pe rapiță pentru marfa livrată la unitățile de procesare. Rapița are potențial mare anul ăsta în ceea ce privește timpul, da, și coridorul ei de preț sau ciclul de viață al prețului. Pentru că Australia începe să însămânțeze. Deja au notat între minus 4 și minus 20% suprafață în scădere. E mare gapul. Da, e mare gapul. Și nu plouă. Până acum i-a plouat, de acum nu mai plouă. Și fermierii australieni au spus așa, noi vom însămânța doar în urma ploii. Asta înseamnă că vom avea un potențial în scădere. Toți fermierii spun asta. Da. Imagineți. Australienii au spus... Cine nu-i fermier, sigur, mai zice, nu-mi pas, unii mai însămânțează și așteaptă ploaia. Da, domnule, dar sămânța mică e mai greu să, da, te duci. Mă rog. A, uite, mi-ați adus aminte de o chestie apropo de greșeli în tehnologie. Știți că a fost praful ăsta saharian, acum s-a depus pe plante și așa. Recomandarea și a fost o recomandare foarte binevenită. Tratamentele nu trebuie făcute acum. Trebuie lăsat o zi, două, să ducă praful al, mai spală roa, mai vine o ploaie, mai bate vântul, pentru că substanța activă, eficacitatea produselor de protecție a plantelor sunt mai diminuate în situația în care tu dai, disipează, pe frunză, da, da, tu dai pe o frunză care ea este deja acoperită. De bucătăria plante este acoperită, deci practic, da, ai un pic de răbdare, nu le fă o tovașă și după aceea zice, domnule, n-a fost bine, sau ne trezi că poluăm mai mult decât trebuie, că dau cantități mai mari, zice, hai să dăm cantitate mai mare, că el crede că dacă dă cantitate mai mare are efect dublu. Nu, efectul nu, e același, și că dai un litru și că dai 100 de grame, dacă ți-a recomandat producătorul produsului, a zis, domne, 200 de mililitri la 10 litri cu apă, măi, dă atâta. Exact. Nu pune 200 de mililitri, pentru că ăla e cost suplimentar, deci tu plătești practic produsul la dublu, dar efectul este același, și la 100 și la 200 e același. Ați înțeles? Și zice, las că mărim, că facem treabă. Nu! Revenind la rapiță, dacă recolta australiană nu e bună, s-ar putea să fie efectiv un împingător, da, un boost pentru prețul și indicațiile semințelor de rapiță pe teritoriul Uniunii Europene. Cum vedeți China că joacă pe piața oleaginoaselor? China, știți ce face? Și cumpără rapiță, o să râdeți, și exportă ulei de rapiță în Uniunea Europeană. Sau produse deja. Da? Sau China șroturi. Asta face de toate. Și șroturi, da. China face de toate. Este uimitor să vă spun că China a exportat în Uniunea Europeană până acum în sezon, știu că pare bizar și e foarte departe, 32.600 de tone de ulei de rapiță pe teritoriul unional, tocmai din China. Efectiv, putem numi asta un arbitraj între origini, pentru că cuiva din Uniune i-a convenit mai mult prețul plus transportul din China decât să cumpere local, probabil, de la... Sau să câștige piața.
Și atunci China își asumă aceste prețuri mai mici, chiar dacă, pentru că știți bine, au China politică, au politică interesantă la ei. A spus, băi, mie îmi trebuie piața europeană, da? Ce trebuie să fac pentru asta? Păi trebuie să mă duc cu un preț mai mic decât acolo. Zis, hai să o facem. Sau așa, China are niște antecedente de anul precedent. Când i-a fost refuzat un lot de biodiesel efectiv în Uniune, pentru simplu motiv că nu avea specificațiile de calitate conform cu fișa tehnică. Și l-au pus hai înapoi. Ei de câte ori au refuzat vapoare întregi cu soia, vapoare întregi cu jurul. S-au anulat contracte. Și anulat contracte, s-au săturat anul ăsta. Și s-au judecat, evident că e aceeași presiune a consumului. Dacă deci discutam cu ei și la un moment dat au spus, domnule, la noi zilnic exagerau, evident, spunea vin 100 și ceva de țări în fiecare zi ca să ofere ceva. De ce? Ai o populație generoasă și ca atare, sigur că această presiune a consumului face să negociezi mult mai bine decât un stat mic. Da. Știi că iar asta. Cine își face iluzii că în China acolo totul e, să zicem, într-un mare haos, se înșeală. Vă dau exemplu. Oricum a scăzut, economic a scăzut foarte mult. Da, a scăzut, dar vă dau exemplu cu porumbul. Cine se uită pe bursă, pe Dalian Exchange, vede un super preț la porumb, însă nu e chiar așa, pentru că ei au un contingent scutit de taxe de 7,2 milioane de tone, aplică o taxă de 1% și apoi tot ce e peste 7,2 milioane de tone, 65% taxe. 65, da, și gata, i-a liniștit pe toți. Da. Deci e fenomenal. Spuneau producători români sau, mă rog, comercianții români, cazul celor cu vinurile. În China, zice, domne, nu ai predictibilitate, zice, fac eticheta și zice, peste o lună vine și mă amendează, 10.000 de euro sau 10.000 de dolari, de ce? Că am scris mai mic decât a apărut, dar legislația aia apare lunar. Deci când au... Îmi permit o zicală? Vă rog. Zice, să te ferești când se întâlnește chinezul hoț cu mincinosul rus. Aoleu, asta e delicată, da. Bun, deci revenim la rapițe. Haideți, și nu vreau să ocolesc o întrebare care a spus-o mai devreme, ce să facă cu prețurile și în ce fel? Da. Ca un complex general. Bun, recapitulați, greu. Deci greu. A spus depozitare și să apare un preț mai bun din ceea ce vedeți dumneavoastră așteptăm astăzi. Spike-uri peste vară, sigur. Porumbul. Porumbul, identic, da, e foarte departe porumbul. Orzul e cash commodity, eu aș scăpa de el. Pentru că ultimele licitații din... Adică l-aș vinde să am cash pentru fermă. Rapiță. Rapița. Aș vinde o tonă, o tonă jumate la hectar, da? Sau două, dacă n-am spațiu de depozitare, a scăpat de ea, pentru că e un preț, e accesibil în acest moment. Mi-aș satisface și lichiditatea financiară în fermă. Și apoi venim frumos... Floarea soarelui. Floarea soarelui, știți expresia în engleză, sit and wait? Așteptăm. Vremea va fi cea care va guverna absolut orice parametru de preț al oricărei materii prime în această vară în toată emisfera nordică. Asta adică e propoziția. Toate... Vis-a-vis de preț, când, în ce fel să vândă, să nu ignore semnele. Să nu creadă că, băi, trenul trece pe lângă tine. Prețul cel mai mare l-a aflat când a trecut. Și să nu vândă totodată. Vinde un bun etapizat. Ia, când ai prins un spike de ăsta de preț, dă-i și tu acolo drumul la ceva. Mai dă-i drumul când e așa. Vedeți ce înseamnă asta? Asociere, angajezi un consultant, ai grijă ăla să răspundă pentru ceea ce faci tu, că nu poți să le cuprinzi pe toate ca fermier. Da. Vă spun, dragilor, ca de fiecare dată, consumați produse românești, căci așa vom menține ruralul în viață, vom menține locurile de muncă, copiii acasă și, de ce nu, mândria asta de țară pe care o avem. O seară bună tuturor!